Municipalitatea a pregătit un regulament de urbanism prin care fiecare bloc nou va trebui să asigure locuri speciale pentru biciclete și stații de încărcare a mașinilor electrice. Primăria susține că noile construcții vor fi avizate abia după ce îndeplinesc un set de reguli. Practic, la fiecare apartament din noul bloc va trebui asigurat un loc pentru biciclete și locuri de încărcare a vehiculelor electrice. Primarul Mihai Chirica spune că are în vedere stimularea transportului alternativ, de exemplu cu trotineta electrică. Aceste proiecte vin în sprijinul protejării mediului înconjurător.